Salutare lumea, bine v-am revenit la un comentariu de MV3 pe fundal. Aveți așa un comentariu, adică pe fundal, adică pe fundal aveți un gameplay de Modern Warfare 3. Ce vreau să vorbesc este despre YouTube și bani. Da, despre cine anume vreți să vorbesc, presupun că o știți, așa. Este vorba de Nice 8 Pink. De la început vreau să vă zic că nu am ceva cu Pink. Eu decât îmi exprim opinia. Deci mai întâi urmăriți videoul și apoi comentați. Nu comentați doar pentru că mi-a zis părea despre Pink. Da, deci eu în primul rând, eu mi-am zis părea și zic că părea mea contează. Nu vreau să am comentarii de hating, de hate, doar pentru că voi sunteți obsedați de Pink. Adică obsedați în sensul că vă place Pink. Nu e că nu într-un sens negativ, nici într-unul pozitiv. Știu că nu prea, n-are cum să fie așa, dar mă rog, hai să le trecem la comentarii. De curând, deci nu de curând, azi dimineață, de fapt ieri dimineață, când mâncam o lasagne așa foarte bună, gustoasă, cu mamă, așa, ce am zis eu? Am zis să mă uit la Pink, văd ce am mai postat și văd că n-am mai postat nimic nou și am văzut că a postat, m-am căutat seria de ce să mai văd și eu de ce nu face Black Mesa în limba română. Și am văzut că el face pentru bani și pentru views-uri. Asta, video-ul m-a convins că face el pentru views-uri și pentru bani, pentru că dacă ai făcut din pasiune și sunt da puțin cam plăcită, ar face Black Mesa în limba română. Poate eu, poate youtuberii, poate vreau să vadă și Black Mesa comentat de Nice 8 Pink în limba română. În primul rând, când ai un canal și poate că știți așa ce o să începeți. Păi da, frate, dar vezi că Pink nu poate să respecte fiecare opinie. Păi știu, frate, știu. Dar dacă ar, de exemplu, ar face din plăcere, bă, frate, măcar o dată din plăcere, adică poate să facă din plăcere un video. Nu se gândește la bani, se gândește pentru el, adică se simte și el bine, face un video care este bucuros. Uite, frate, uite, era mulțumit pe ăla, măcar ai inima împăcată. După care faci de uite, azi primim alte lucrurile. Deci Pink ăsta, deci Nice 8 Pink, n-are, deci are niște bani pe care, deci scuzați-mă, adică unul la mână, are I Hate Pink TV, care câștigă foarte mult bani, are și mașinima. Plus că pe canalul ăsta Nice 8 Pink, probabil că mai are cu full screen. Și câștigă în același timp și bani, mult mai mulți bani, în plus. Și plus că câștigă din promovări. Deci frate, nu înțeleg, ai bani, ce mai vrei? Adică, în primul și primul rând, dacă vrei să vă apucați de YouTube și vrei neapărat să vă faceți YouTuber mari, nu faceți aceeași prostie ca și probabil că mulți dintre youtuberi fac pentru bani. Deci nu faceți pentru bani, pentru că este cum să vă spun eu, este foarte, foarte rău. Adică o să ajungeți ca unii oameni să vă urască, să vă dezaboneze, să vă dați dislike pentru simplu fapt că faceți pentru vizualizări. Ei nu vor să vadă pentru așa, adică nu respecti opinia lor, nu respecti nu știu. Adică vrei tu să de ai vrea să vezi un video de-al lui Pink, dar îl face în engleză. Și nu, poate că nu stai bine cu engleza. Și vrei să vezi în română. N-ai cum să spui. Mă rog, asta e decizia lui. Deci, mă rog, cam asta totul pentru astăzi, pentru video de asta. Sper că v-am lămurit că acum puțin mi-a zis opinia, sper să nu fie vreo greșeală, adică să nu mă înjura sau așa. Mă rog, chiar nu-mi pasă, deci, bye bye.